Salutare tuturor, ce faceți fraților? Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum mă simt, ce mai fac, care mai e viața mea și dacă mi s-a pus vreun diagnostic în urma internării sau a investigațiilor pe care le-am făcut în ultima vreme. În primul rând, dați-mi voie să vi-l prezint pe noul membru al familiei. Pe el îl cheamă Casper, mă rog, în buletin îl cheamă Bilbo, dar Mihai a dorit să îi spună Casper pentru că este cadoul lui Mihai de ziua lui. Și asistentul meu pentru acest videoclip. Sperăm să facem treabă bună împreună. Nu știu dacă ați văzut, dar foarte mulți mi-au scris la comentarii că știu ei că, bineînțeles, ce am avut eu la inimă e de la vaccin, că sigur e de la vaccin, că te-a bătut Dumnezeu, că ai scuipat chipuri. Făcând referire la clipul pe care l-am postat acum vreo 5, 6, 7 luni, nu mai știu exact când, atunci când mi-am făcut vaccinul și a doua zi scuipam chipul la mișto. Bineînțeles că s-au simțit lezați de acest clip pe care eu l-am postat și bineînțeles că acum au vrut neapărat să-mi amintească faptul că Dumnezeu m-a bătut, Dumnezeu! Că am făcut chestiile astea. Dacă bineînțeles că voi știți ce a făcut Dumnezeu și cum vorbește El Dumnezeu, mă bucur pentru voi. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Pe lângă toți cei care și-au dat cu părerea legat de ce mi s-a întâmplat mie la inimă, au fost și foarte mulți cei care mi-au urat însănătoșire grabnică și vă mulțumesc foarte mult pe această cale. Nu am reușit să răspund tuturor mesajelor, am reușit doar să răspund la o parte din mesaje și sper să înțelegeți că n-a fost chiar cea mai ușoară perioadă pentru mine. În orice caz, ce a fost? A fost infarct? A fost angină vasospastică sau a fost miocardită? În urma ultimului RMN pe care l-am făcut la inimă, a reieșit că eu aș fi avut la un moment dat, nu știm exact când, dar eu aș fi avut la un moment dat o miocardită. Ce este această miocardită? Este o afecțiune de care poate suferi absolut oricine. De afecțiunea asta pot suferi copiii, pot suferi oamenii mai tineri, dar în special bărbații tineri cu vârste între 20 și 40 de ani și sportivi. La capitolul sportiv mă încadrez, la capitolul tineri încă mă mai consider tânăr, dar am trecut de 40. Dacă ar fi fost să fie de la vaccin, există într-adevăr niște efecte secundare. Ce ai, mă? Ai nebunit? Există niște efecte secundare care pot apărea în primele 14 zile de la vaccin, care sunt similare cu această miocardită, dar nu la 4-5 luni după ce m-am înțepat așa cum a fost în cazul meu. Deci îmi pare rău să vă dezamăgesc, dragilor, dar nu a fost de la vaccin. Este dreptul fiecăruia să aibă opinie, dar credeți-mă că sunt momente în care chiar îmi pare rău că are voie să posteze oricine, mă rog, să comenteze oricine la clipurile pe care eu le postez. Iar ca să revin la povestea cu miocardita despre care vă povesteam, dați-mi voie să vă spun că cea neinfecțioasă poate fi într-adevăr cauzată de consumul de droguri, cum ar fi, de exemplu, cocaina. Nu e cazul meu, din păcate. I'm not fucking Tony Montana, man. Poate fi cauzată de o infecție virală, adică de o răceală. Deci pentru a-i lămuri pe cei dintre voi care știți voi că ați vorbit voi, că ați văzut voi, ați stat de vorbă cu cineva undeva la un moment dat și ați văzut cumva că sunt oamenii aia care știe așa, nu are nicio legătură vaccinul cu ceea ce am avut eu. Asta trebuie neapărat lămurită, indiferent dacă știți voi sau nu știți voi mai bine. După ce am primit diagnosticul de miocardită, am fost întrebat dacă am avut o răceală înainte, pentru că asta era una dintre posibilele cauze ale afecțiunii de care am suferit, și anume să iau un virus din ala normal de răceală sau poate chiar SARS-CoV-2, să fi avut COVID și ulterior să fi făcut această miocardită. Ce famă, nene. Dacă reușesc să scap cu viață în urma unui astfel de episod de miocardită, șansele sunt foarte mari să te vindeci complet. Doar 5% din ce am citit, nu pe site-uri fantomă sau extraterestre, ci pe reginamaria.ro, acolo unde ți se spune foarte clar că doar 5% au șanse dintre cei care fac miocardită să dea colțul, cum ar veni. Așa că degeaba ați făcut voi pe deștepții ăștia care le știți pe toate și sunteți plini de sfaturi. Bă, fraților, am și o rugăminte la voi. Dați sfaturi în momentul în care vă cheamă Pleșu, Patapievici sau pe cale. Până atunci, țineți-vă părerile pentru voi. Vă rog frumos. Bineînțeles că în momentul de față
toată lumea are acces la internet, toată lumea poate să spună ce vrea. Dar asta este un sfat și o rugăminte de-a mea. Nu vă mai dați cu părerea decât dacă știți că vă duce capul. Întrucât acesta este primul clip pe care îl fac pe 2022, dați-mi voie să vă spun la mulți ani și să aveți un an perfect. Vă urez tuturor acest lucru, dar mai presus de toate vă urez tuturor să fiți sănătoși. Unde vrei, mă, să fugi?